De fiecare dată, în fiecare an, vin cu mare emoție la această acțiune pe care primăria a început-o, cred că în anul 2006, pentru faptul că, așa cum o spun de fiecare dată, în această zi sau în acea zi din an în care noi premiem olimpicii, cu siguranță sala aceasta are foarte multe minți luminate. Mai multe, poate, ca niciodată. Efortul vostru de a ajunge la Olimpiada Națională este unul nu mare, ci foarte mare. Așa cum pentru cei care sunteți pentru a treia oară aici, poate v-ați mai auzit spunând, și eu mi-am dorit toată viața să ajung la Olimpiada Națională și n-am reușit niciodată, luam tot premiul 2 și 3 și probabil că oarecum vă și invidiez, dar la modul cel mai frumos al cuvântului, pentru faptul că sunteți cei mai buni din județ și ați reușit această mare performanță. Și dacă elevi dintre voi, citind lista, am văzut că sunteți aici pentru a doua, a treia, nu știu, cred că este unul care este a patra oară și participă la Olimpiada Națională, categoric aceea v-ați validat și sunteți cei mai buni din județ. Sunt însă elevi care participă pentru prima dată la Olimpiada Națională și pentru aceștia, cu siguranță, este mult mai greu. Și vă spun și de ce. Pentru că în momentul în care ești cel mai bun și în anul următor ești al doilea, deja ai făcut un regres. În momentul în care ești al doilea și anul viitor ești primul, este pentru tine un succes. Deci este foarte dificil să-ți menții locul pe care l-ai obținut. Și acest loc nu se poate menține decât cu muncă. Aveți toate șansele din lume pentru a le obține, a le menține. Aveți profesori foarte bine pregătiți. Totul depinde de voi. Dacă această muncă pe care ați depus-o cu succes în acest an va fi și continuată peste ani. Adică veți persevera în această muncă. Pentru că cei care ajung să aibă succes cu adevărat până la sfârșit în viață sunt cei care perseverează. Și dacă am aflat mai târziu, mă bucur să avem și echipa de vole aici și v-aș recomanda, stimați domn director, să vă mobilizați mai repede puțin, pentru că am spune înainte cu câteva ore că mai avem 5, 2, 7, este foarte dificil, trebuie să ne pregătim din timp, banii se scot din trezorerie cel puțin înainte conțin, așa că vă rog pentru anii viitori să nu, chiar să nici nu mai sunați în ultima zi, să mai spuneți că mai aveți încă 2 copii, 5 și așa mai departe. Așa cum vă spuneam, vreau în primul rând să vă mulțumesc domnilor profesori pentru faptul că în fiecare an constant în această sală sunt 20, cei mai puțini, 30 spre 40 de elevi. A avea 40 de elevi care reprezintă județul Sălaj la Olimpiada Națională pentru un oraș ca și Șimleu Silvaniei nu este un lucru de neglijat. Și sunt convins că foarte mult timp pe care îl aveați dumneavoastră disponibil din timpul liber, în afară de cel care l-ați alocat la clasă, vi l-ați dat pentru ca acești copii să reușească. Pentru aceasta vă mulțumesc. În același timp, dragi elevi, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost serioși, pentru că rezultatul și succesul nu vine decât unde există seriozitate. Ați învățat, sportivii v-ați antrenat și aici aș face o paranteză, regret că foarte mulți părinți din Șimleu nu optează să își dea copiii la sport, cu toate că există toate condițiile și probabil copiii vor fi supărați peste câțiva ani când vor realiza ce înseamnă să ai condiții să faci sport și să fii comod, să te duci o oră sau două sau cinci pe săptămână într-o sală în care ai toate condițiile de a face chiar performanță. Și, nu știu, poate că se mai gândesc, că poate că e mai ajutat și dumneavoastră, domnilor profesori, și poate mai transmite și voi, dragi elevi, părinților, că sportul nu face decât să facă mintea limpede și sănătoasă. Bun. O să rog și pe domnul City Manager, sunt și de secția maghiară, elev și profesor, să spună câteva cuvinte și apoi să începem la premiere.
Una porque la noticia es de Tonaro, Tonito, Tia. Gratuló a mis eredmények ezeken az eredményekért, amit elértetek ezeken a versenyeken. Köszönjük és gratuláljuk a tanároknak, akik ezeket a gyerekeket készítik, és próbálnak, vagyis minél jobbakat faragni belőle, a maximumot kiszedni, amit lehet. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy mivel hogy ilyen jó eredmények jöttek ki, akkor ezek az intézmények, ahol ti tanultok, ott valami jó működik. És akarjuk, hogy a jövőben is ez ugyanúgy történjen. Még egyszer gratulálok az eredményekért, legyetek a jövőben is ilyen szorgalmasok, szigorúak magatokat, és várunk minél több jó eredményt. Mert ezek majd valamikor nektek az életben hasznosak lesznek. Köszönöm. O să începem cu cei mai tineri, reprezentanții școlii Silvania. Se acordă diploma de excelență elevei Lazar Tania Andreea de la școala Silvania din clasa 8 pentru premiul 1 obținut la etapa județeană a Olimpiadei de cultură civică și calificare pentru faza națională, profesor coordonator fiind doamna Duma Simona. Fiecare dintre voi, după ce luați diploma, vă rog să semnați tabelul de acolo pentru suma de bază. Se acordă diploma de excelență elevei Iho și Arina Valentina de la școala Silvania, din clasa 7B, pentru premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de cultură civică, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Duma Simona. Încă un premiu, că s-a calificat la două olimpiade. Felicitări! Bravo! La etapa județeană Olimpiadei de matematică și calificare pentru faza națională, profesor coordonator Crișan Adriana. Care au două premii și participă la două olimpiade, primesc și suma dublată. Felicitări! Diploma de excelență elevei Monsi Maria Diana din clasa 6A pentru premiul 2 obținut la Olimpiada Județeană de Fizică, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Ghile Mărioara. Diploma de excelență elevei Agoston Nicolet, din clasa 6A, premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiade de Matematică, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Crișan Adriana. Diploma de excelență elevei Bors Cristina din clasa 7AD pentru premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiade de religie greco-catolică, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Mărincean Florin. Diploma de excelență elevei Todoran Lorena Maria din clasa 8AD, premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de religie greco-catolică, calificare pentru faza națională, profesor coordonator preot Mărincean Florin. Diploma de excelență se acordă elevei Voti Vivien Eva de la școala Batori Ișvan din clasa 6A pentru premiul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Limba și Literatura Maghiară și calificare pentru faza națională, profesor coordonator Vera Stunde.
Trecem la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu. Diploma de excelență elevului Nodi David din clasa 12-E pentru premiul obținut la etapa județeană Olimpiadei din area curriculară a tehnologii, disciplina fabricarea produselor din lemn, calificare pentru faza națională. Profesor coordonator Moise Dumitru. Tot de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, diploma de excelență elevei Ardelean Crina Adelina din clasa 9B. Pentru primul întâi obținut la etapa județeană a concursului național, alege-ți dreptul tău. Calificare pentru faza națională, profesor coordonator Nosal Mariana Nicoleta. Diploma de excelență elevei Lia Petra Corina din clasa 11-a de la Liceul Tehnologic Ion Osian pentru premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei din area curriculară tehnologii, disciplina agricultură, creștere animalelor, calificare pentru faza națională. Profesor coordonator Preda Gheorghina. Tot de la Liceul Tehnologic Ion Osian, diploma de excelență elevul Domo Coș Balaș din clasa 12-a, pentru primul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei din area curriculară tehnologii, disciplina agricultură, creștere animalelor și calificare pentru faza națională. Profesor coordonator Cabai Otto. Trecem la Colegiul Național Simion Bărnunțiu. Diplomă de excelență elevei Crișan Diana Ștefania de la Colegiul Național Simion Bărnunțiu din clasa 11-C, premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de Limba și Literatura Română, calificare pentru faza națională. Profesor coordonator Mureșan Anca Ioana. Tot de la Colegiul Național Simeon Bărnunțiu din a 11-a, premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Latină, calificare pentru faza națională, elevei Rus Gabriela, profesor coordonator Sâta Ioana Maria. Colegiul Național Simion Bărnunțiu, din clasa a 9-a, premiul 2 obținut la Olimpiada de Limba Latină, calificare pentru faza națională, elevei Tămaș Andreea Laura. Tot de la Colegiul Național Simion Bărnunțiu, din clasa 11-a, premiul întâi la Olimpiada de Limba Franceză, calificare pentru faza națională, elevei Chiș Andra Dora. Cel puțin a treia oară, nu? Sau a patra? A cincea. A cincea? Nu știu ce, din a șaptea? Da. Da? Deci eu de patru mă gândeam, dar uite că greșesc. Diploma de excelență elevei Gal Henrieta Viola din clasa 11-B, primul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Germană, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Matei Erika Hoiman. Cred la germană este cel puțin din 2006, până acum nu știu dacă mai avut un elev calificat, cred că e o premieră. Din clasa 9-C, premiul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Limba Engleză, elevul Pop Raul George, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Domnuta Gabriela Rodica. Dacă un an pauză, din clasa 12-D, elevul Citi Sobolci,
premiul Tilo Olimpiada Județeană de Biologie, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Covaci Zoltan Jol. Premiul 2 obținut la Olimpiada Județeană de Fizică, elevul Vasil Andrei Mihai, din clasa 9C, calificat pentru faza națională, profesor coordonator Butușină Florin. Calificată fiind la Olimpiada Națională de Chimie cu premiul 1, profesor coordonator Găban Mircea, și tot premiul 1 la Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Crăciun Claudia, Găban Mircea, Butușină Florin și Pașca Liliana. Din clasa 9C, premiul 1 obținut la Olimpiada Județeană de Matematică, calificare pentru faza națională, eleva Boboiu Alexandra Maria, profesor coordonator Haiduc Sorina Rodica. Clasa 9R, elevul Pop Sergiu Adrian, premiul 1 obținut la concurs de matematică aplicată Haimovici, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Ponde Maria. Elevul Boșca Flaviu Constantin din a 10F, premiul 1 obținut la concursul de matematică aplicată Haimovici, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Conde Maria. Din clasa 11F, premiul 1 obținut la etapa județeană a concursului de matematică Haimovici, calificare pentru faza națională, elevei Cristuțiu Andreea Diana. Din clasa 12F, premiul 1 obținut la concursul de matematică aplicată Haimovici, calificare pentru faza națională, elevei Vica și Ioana Maria. Profesor coordonator Conde Maria. Din clasa a 11F, premiul 2 obținut la concurs de matematică aplicată Haimovici, calificare pentru faza națională, elevei Remeș Ioana Ximena, profesor coordonator Haiduc Sorina Rodica. Clasa 12-a, eleva Birișoana Narcisa, premiul 2 la concurs de matematică aplicată Haimovici, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Conde Maria. Din clasa 12-a, premiul 2 obținut la etapa județeană concursului de matematică aplicată Haimovici, calificare pentru faza națională, elevei Peter Eva Emeșe, profesor coordonator Crișan Teodor. Din clasa 11-a C,
Pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologie, Informație și Comunicațiilor, calificare pentru faza națională, elevul Varga Adrian Vasile, profesor coordonator Vasile Osilia Marie. George Cătălin Adelin, primul obținut la etapa județeană a concursului de tehnologie, informație și comunicațiilor, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Vasil Otilia Marie. Și voi ați spus și anul trecut, așa? Încă o dată. Premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei din area curriculară tehnologii, domeniu economic, calificare pentru faza națională, eleva Buboi Florica Loredana, din clasa a 9F, profesor coordonator Șerban Bianca și Berec Onis Indico. Din clasa a 12A, eleva Repașa Andreea Renis a obținut premiul întâi la Olimpiada de Religie Cultul Ortodox, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Mierea Ali. Din clasa 9C, eleva Rațiu Natalia Andreea, premiul întâi obținut la Olimpiada Județeană a Olimpiadei de Religie Greco-Catolică, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Mărincean Florin. Din clasa 11C, elevul Botea Ioan Antoniu, primul întâi la Olimpiada de Religie Greco-Catolică, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Mărincean Florin. Din clasa 12A, eleva Mărincean Iulia Antonia, primul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Religie Cult Greco-Catolic, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Mărincean Florin. Din clasa A, 11F, primul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale a sportului școlar șah, calificare pentru faza națională, eleva Isaac Alexandra Lorena, profesor coordonator Covacic. Dar și, nu în ultimul rând, echipa de volei, am fost anunțați pe ultima sută. Eu vă felicit pentru toate jocurile care le-ați făcut. Să știți că suntem fiecare dintre noi convinși că dintr-un oraș precum Clujul sau Oradea, aria de selecție este mult mai mare și îmi exprim, am spus, speranța că vor mai fi și alții care vor beneficia de aceste condiții. Eu vă rog pe fiecare să veniți, fiecare aveți o diplomă și un plic. O să vă chem în ordine. Elevul Man Ovidiu Ștefan. Elevul Remeș Raul Ioan. Locul 1 pe județ, locul 2 pe zona. Haideți mă, că vă știți bine. Haideți mai repede. Nu ne-a grăbit, domnul profesor. Păi să ajungă la următoarea oră. Elevul Tocaș Eric Cristian, din a 11-a C. Elevul Pop Paul Radu, din a 10-a E. Silvășan Pașca Dan, din a 10-a C.
Iusu Vlad Cătălin din clasa 11-C. Elevul Ruța și Ionuț din clasa 9F. Elevul Mocan Tudor George din a 12-C. Și elevul Păcurar Teotim Daniel din clasa 9F. Deci cam asta a fost festivitatea de anul acesta. Acum, pentru că noi am tot vorbit aici, v-aș adresa rugămintea să ne spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte. Nu cred să ne lăudați, pentru că deja suntem la 12-a ediție și, cum să zic, am primit laudele la primele ediții. Dacă doriți, domnii profesori, dragi elevi, să ne împărtășiți din gândurile voastre în acest moment, vă ascultăm program. Eu aș dori să vă felicit pentru rezultatele pe care le-ați obținut și vreau să spun că este un moment foarte important, un moment aparte, când putem să ne vedem elevii într-o festivitate de acest gen și împreună cu profesorii care îl însoțesc și care le îndrumă în perioada de pregătire la concursuri. Este o muncă enormă depusă de către ei și măcar astfel să prețuim munca elevului și munca profesorilor care se ocupă cu acești elevi. Eu mulțumesc pentru acest spațiu și oamenilor care ne găzduiesc cu această ocazie. Eu cred că copiii rămân cu o amintire foarte frumoasă când vor avea mulți ani și o să-și dea seama că, vai, dacă și eu am fost premiat în cadrul unei sărbători în primărie cu această ocazie. Să aibă succes acești copii și să ne aducă premii frumoase. Sau, măcar prin prezența lor, chiar dacă nu aduc premii, măcar ne duce zvonul cel bun. Mulțumesc! Nu, cuvintele mele nu vor fi neapărat de laudă, dacă așa spus domnul primar, dar aș vrea să vorbesc cu cuvinte mari, rotunde, sticloase, cuvinte care să vă rămână în suflet, pentru că sunt cuvinte de felicitare, cuvinte de mulțumire adresate profesorilor, adresate elevilor și, nu în ultimul rând, părinților. Astăzi, la această gală a excelenței în educație în Șimleu, participăm într-un număr mare, profesori și discipoli. Și în rezultatele elevilor noștri, cu siguranță se oglindește și munca mentorilor lor. Pentru că este mare lucru să ai alături de tine un profesor care este modelator de destine, așa cum îmi place mie să spun, și pentru că aici în sală, pe lângă acești elevi excepționali, sunt mulți profesori care fac cinste orașului, v-aș propune să acordați pe viitor și un trofeu domnul Trandafir. Pentru că sunt foarte mulți dascăli de vocație aici, în această sală, și eu aș spune că toți sunt. Și dacă n-am fost premiați cu un trofeu vizibil pentru munca noastră, dacă un actual elev sau fost elev, măcar în gândul lui ne-a premiat cu acest trofeu domnul Trandafir, noi considerăm că munca noastră sau misiunea noastră a fost îndeplinită. Pentru că astăzi este o zi în care
sărbătorim performanța și am auzit o listă lungă de performe, profesori și elevi, citită evident de un performer și dați-mi voie să vă felicit pentru trofeu pe care l-ați primit săptămâna trecută. Este în mod cert un prilej de bucurie atâta vreme cât primăvara la Șimleu se numără olimpicii. Le doresc succes elevilor, felicitări profesorilor și nu în ultimul rând, felicitări părinților, pentru că nu toți avem șansa să fim și profesori și părinți ai unor olimpici, dar aici în sală avem și astfel de echipe și felicitările că, pentru ei sunt duble. Revin, părinții sunt cei care merită și ei felicitați. Astăzi ei participă la un extraordinar exercițiu de emoție, o emoție, zic eu, inegalabilă, o emoție care se naște în sufletul nostru de părinți atunci când vezi roadele muncii și eforturilor pe care le depui, pentru că, până la urmă, copiii sunt expresia a ceea ce ne dorim noi să fim și să devenim. Vă urez așadar să fiți, dragi elevi, dragi profesori, stimați părinți, să fiți bucuroși, să fiți împliniți, să trăiți acel sentiment al lucrului bine făcut. Vă felicit pe toți, vă urez sărbători fericite și să rămâneți mereu aceiași dăruitori de speranță și sens, așa cum ne-ați obișnuit. Vă mulțumesc tuturor! Onorate gazde, stimați colegi, dragi elevi, azi sărbătorim la Șimleu Silvaniei educația de calitate, fapt pentru care îi mulțumim domnului primar Septimiu Cătălin Furcaș. Noi, Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, suntem reprezentați azi aici la aproape toate disciplinele de învățământ, iar 20 de profesori sunt azi prezenți aici. Asta înseamnă că oferim comunității șimleoane, comunităților din împrejurimile orașului Șimleu, o educație de calitate. Suntem performanți prin faptul că ne străduim ca azi să facem lucrurile mai bine decât ieri, iar mâine mai bine decât azi. Colegilor mei le mulțumesc pentru eforturile făcute zi de zi, pentru educația și instrucția acestor elevi. Elevilor le mulțumesc că sunt dispuși să facă eforturile impuse de asemenea performanțe. Colegilor din celelalte școli le urez mult succes în activitățile viitoare, iar tuturor elevilor succes la olimpiade și realizări pe toate planurile. Felicitări, dragi elevi, felicitări, stimați profesori, pentru rezultatele deosebite pe care le-ați obținut și în acest an școlar. Aș vrea să vă spun că sunt deosebit de încântată și sper să nu se supere doamna director pe mine, că în acest an școlar rezultatele la matematică la ciclu gimnazial sunt extraordinare. Și spun acest lucru pentru că nu este tot una cu ce bagaj de cunoștințe vin copiii către noi și câtă experiență de muncă au în spate. Nu este ușor să fii olimpic. Este mai ușor să fii bun la clasă, dar este foarte greu să fii olimpic. Să fii bun la clasă, poți să ajungi să tinzi către nota 10, deși, să vă spun sincer, nu cred că un copil sau oricare dintre noi este capabil să fie de nota 10 la absolut toate materiile. Dar tind copiii aceștia, vorbind în limbaj matematic, către nota 10.
Să fii olimpic este ceva mai mult, necesită foarte multă seriozitate, foarte multă muncă, trebuie să rezolvi probleme din afara programei, efortul este mult mai mare și sacrificiul din partea copiilor este mult mai mare decât a celorlalți elevi. Îmi amintesc când eram elevă, ca și voi, dragi copii, un profesor de-al meu ne spunea că acela este dascăl bun care este întrecut de proprii elevi. Ce ne dorim noi, profesori, este să fim întrecuți de voi. Și nu este imposibil. Dacă ne gândim la frumoasele rezultate ale elevilor care au trecut prin școala noastră și prin școlile șimleoane, ne fac cinste și acest lucru ne arată că este posibil. Vă doresc îmi doresc foarte mult să obțineți rezultate frumoase și la fazele naționale. Vă doresc mult succes și felicitări părinților și profesorilor care v-au instruit. Ne reprezentăm un domeniu mai special al învățământului acela agricol. Mă bucur că acești copii ai mei care sunt astăzi aici au venit exact pentru acest profil din pasiune. Iată, Corina este tocmai din Sighetul Marmației, a venit în special pentru acest domeniu. Mă bucur că îmbogățim și noi acest grup de olimpici. Le doresc tuturor succes pe Olimpiada Națională, să vină cu rezultate cât mai bune, atât cei din toate școlile Șimleului, cât și elevii din liceul nostru. Și felicit pe profesorii noștri pentru rezultat. Nu-mi place să vorbesc mult, dar am ținut neapărat să spun aceste cuvinte astăzi. Să le doresc succes tuturor pe mai departe și multe felicitări. Nu este ușor să fii olimpic, într-adevăr. Totul constă într-o muncă foarte mare, multe exerciții suplimentare și vă mulțumesc profesorilor care m-au ajutat să ajung aici și tuturor celor care m-au îndrumat. Felicitări! Bun, dacă nu doriți, probabil vă gândiți că aveți mult de învățat. Eu vă doresc mult succes la Olimpiada Națională. Vă motivez, vă spun că și în acest an vom acorda premii mai substanțiale decât cel de astăzi pentru mențiunile și premiile obținute la etapa națională. Îmi doresc să dăm cât mai multe premii, adică să dăm cât mai mult bani din bugetul primăriei, dar asta înseamnă că voi trebuie să veniți cu premiile acasă. Oricum, indiferent de locul pe care îl luați, deja sunteți niște învingători. Să vă gândiți că sunteți în competiție cu cei mai buni elevi din fiecare județ și să încercați să-i bateți, evident. Mult succes tuturor! Pe domnii profesori îi invit cu drag să ne însoțească la acolo unde ne ducem de fiecare dată, la restaurantul din Gheorghe Lazar. Iar pe voi, elevi, vă îndemn să mergeți acasă și să faceți ceea ce știți voi cel mai bine.